Un nou magazin Diana a fost inaugurat astăzi la Mihăiești. Localizat în satul Scărișoara, comuna Mihăiești, magazinul vine în întâmpinarea necesităților zilnice ale localnicilor cu o sortimentație variată de carne proaspătă, produse și preparate din carne Diana și peste 5.000 de produse alimentare și nealimentare. Foarte fericită, ne bucurăm să avem un asemenea magazin. Să rămână, fericită că s-a zis un nou magazin Diana aici? Da, bineînțeles. Nu mai venim de la Vâlcea cu Traista și luăm de aici, că e mai aproape. Foarte fericiți și bucuroși. Avem unul în centru comunei și ăsta al doilea, îi spune Diana 2. Oamenii se bucură că s-a deschis un astfel de magazin în zonă, deoarece aceștia nu aveau de unde să cumpere produsele oferite de magazinele Diana, în special mezelurile. Cozile cele mai mari fiind în zona destinată chiar mezelurilor. E un magazin care are carne. De ce produse duceați lipsă și acum o să le aveți? Produse în general de porc. De ce produse duceați lipsa cel mai mult? Dar de toate. De ulei, zahăr, făină și mezeluri mai mult. Că elelaltele mai ghei, picolea după picolea, dar mezelurile e mai greu. E mai aprovizionat, Diana este mai bună, marfă și mai prețioasă. Cum vi se par prețurile? Am văzut că v-ați uitat la prețuri. Uita, acum mi se par destul de acceptabile. Foarte. Duceați lipsa unui magazin Diana în zonă? Chiar să știți că duceam lipsa, pentru că aici e chiar era necesar magazinul ăsta aici, la noi aici în sat. Cu experiență pe piața de retail de 31 de ani, rețeaua de magazine Diana operează în prezent în 6 județe, Vâlcea, Argeș, Dolj, Gorj, Olt și Dâmbovița.